Strada Lecturii, cartier Andronache, sectorul 2 al capitalei. Început de mai, stare de urgență în plină pandemie de coronavirus. Muncitori fără echipamente de protecție, utilaje, praf și tot tacâmul necesar unei asfaltări. Localnicii nedumeriți nu înțeleg de ce peste noapte s-a decis să le fie decopertată strada care nu avea probleme deosebite ca să fie reasfaltată. Apoi, nimeni nu i-a pus în gardă de la primărie sau prin orice alte mijloace că vor fi lucrări în zona lor. Ieri dimineață, în jurul orei 10, erau doi băieți care, mai mult ca sigur, măsurau strada pentru că aveau niște aparate de măsurat, coordonate stereo din acelea care, așa, și au dat niște puncte pe stradă. Eu doar atât i-am întrebat, domne, ce faceți? Faceți cadastru, ceva pe stradă? A spus, nu, măsurăm strada pentru că se va asfalta. Le-am spus de ce se asfaltează atâta timp cât e asfaltată. Mi s-a spus că se scoate un strat și se pune altul. Chiar dacă ar fi fost nevoie, bănuiesc că sunt alte străzi care arată mult mai rău decât strada asta. Problema este că s-a început cu strada asta, nu cu altele, nici nu știu dacă cumva sunt și alte străzi pe listă, dar s-a început cu asta. De ce s-a început cu asta, nu am de unde să știu. Chiar dacă strada asta e una dintre cele mai frumoase străzi, pentru că vedeți și dumneavoastră că sunt borduri. Bănuiesc că ar fi alte priorități în afară de asfalt. De exemplu, vă dau un mic exemplu, nu mai sunt coșurile după stâlpi în care se punea niște gunoi. S-au apucat fix în izolare să decoperteze asfalt aproape nou, aici acolo, cu două, trei găuri, dar nu înțeleg de ce trebuie în perioada asta sau nu știu unde să se ducă banii. Nu era nevoie să facem o spălare de bani chiar acum. Nu decoperteze acum când plouă, când oamenii deja încep să iasă pe drum și tot felul de chestii. Să facă chestia asta când lumea stătea în casă, vorba aia. Și nu era necesară. Deci nu era necesară o decopertare sau o reasfaltare. Pentru ce? Dacă e deja asfalt. Ce să pui? Sunt o grămadă de străzi să se ocupe de autostrada Soarele, unde sunt gropi cu nemiluita de autostrăzi, de tot felul de străzi, nu de străzile astea lateral, nici unde oamenii nu prea circulă cu mașinile, deci nu s-au făcut gropi. Probabil după criteriul ăsta s-au și luat, că e cea mai dreaptă și cea mai frumoasă. Ce au zis? Hai să o stricăm pe asta. Cu siguranță interesele sunt la cote maxime, nu se pune problema de chestia asta. Că altfel ar trebui să fii nebun să strici ceva ce e bun. Deci n-ai cum să dărimi o casă nouă ca să faci una nouă. La fel și cu strada asta. E o stradă nouă, frumoasă, întreținută de oameni cu borduri colorate și toate astea. Nu vii tu să o decopertezi, să pui un asfalt nou. Nu și are rostul. E total anapoda. Dar trăiești în România, nene. Sunt însă și oameni din zonă de cu totul altă părere, ba chiar extrem de mulțumiți de inițiativa celor de la ADB Sector 2. Nu ne-au anunțat că se lucrează, n-am știut că vin astăzi. Mă bucur foarte mult că se carosează strada, pentru că strada aceasta a fost stricată de la bun început. Adică aici la mine, chiar în dreptul nostru aici, unde vedeți dumneavoastră, era băltoacă mare de tot. Și tata săracu mergea în cârji amărât, veneam prin apa aia, mereu ne udam la papuci. Era necesar aici. Și iar în capăt acolo, unde vine intersecția cu strada asta, cu Existenței, iar ține apă foarte mult, tot ca aici, strada aceasta. Când au lucrat ceilalți, vreau să zic, aici, au lucrat toamna, spre sfârșitul toamnei, adică cum ar veni, și au, cred că au tras cam rasol atunci, că era timpul care îi forța. Așadar, fie vremea bună rea sau vremurile, lumea face tot ce vrea. Dar chiar și așa, tot mai bine în țara mea.